Iașul sprijină Republica Moldova prin promovarea produselor și serviciilor de peste Prut. De-a lungul timpului au existat nenumărate relații economice între camerele de comerț și industria din ambele părți. Astfel, Iașul a fost prezent la Târgul Fabricat în Moldova de la Chișinău, eveniment la care au fost prezenți peste 300 de agenți economici din România, Ucraina, Polonia, Croația, Japonia și Bulgaria. Gândurile sunt aceleași, de unitate. De unitate de limbă, de unitate de simțire, de sprijin reciproc pe care putem să-l acordăm și trebuie să-l acordăm Republicii Moldova, pentru că dacă firmele de aici produc și vând ceea ce produc, înseamnă că cei care muncesc ca să le producă își vor lua salariile, vor putea să încaseze niște salarii mai bune și își vor găsi un loc și de trai mai bun aici în Republica Moldova. Am reușit în ultimii ani să aducem multe companii din Republica Moldova care și-au deschis sedii și vând în municipiul Iași și de acolo, desigur, exportă către întreaga Europa. E o oportunitate pe care trebuie să o valorificăm reciproc. Moldova are potențial pentru câteva domenii pe care România nu le are sau nu sunt atât de vizibile și cred că împreună putem face o echipă puternică.